Bună seara, toată lumea, și bine m-am găsit la un nou videoclip pe World of Meeting Global. Eu sunt casa voastră, Bidi. Și în acest episod vom bate un pic la Lord pentru a strânge câteva inventare de medalii pentru a face câțiva bănuți. Din nefericire, am și intrat și eu în criză, mai ales că am cumpărat într-una cărți pe Ninja. Și stau deocamdată cu M10, M10 și 4 cărți pentru Gela Ambuscadă și încă două pentru Gela Rulant. Am aici câteva medalii, am farmat înainte să vin. Am farmat înainte să filmez, pardon. Am văzut dacă îmi pică. Îmi pică destul de greu și, ce să zic, nu e prea convenabil faza asta dacă pică greu. Așa că am luat o mânușă sight și sper că o să-mi pice un pic mai rapid, sincer. Nu vreau să bag și mănuși din astea normale, pentru că nu prea are rost să le consum pe niște medalii. Cu toate că iar am murit, mă. Cu toate că medalele s-ar vinde cam destul de scump, adică nu a scump 100k, ai face niște bani foarte frumoși. Gen, asta ar fi o metodă foarte bună de a face bani. Metoda medaliilor. Plus că mai ai și Lord, unde dacă ai noroc mai îți pică un SS, o iarbă, îți mai pică bani. Și la Lord, frate, îți pică bani frumoși, nu ai ce spune. Ce să facem astăzi? Păi, am văzut că v-a plăcut un pic videoclipul ăla cu upgrade și papucii aia enervanți. Papucii aia enervanți, după încă 15 schimbă care am filmat, o să pun într-un videoclip din nou special, o să pregătesc niște iteme de upgrade, un colier, lacrima cer, niște scuturi de 61, papuși de 55, de 47, multe chestii. O să încerc să măresc nivelul de apă la perle și chestii. Și sper că o să vă placă și videoclipul acela. Ce pot să zic? Om 2 global, cât și cel România, cred că la ora actuală sunt cele mai jucate din lume, în afară de Ciperia. Cred că ajunge Ciperia la numărul acesta de player și mă, încă e mortă, să nu cumva să o pierd, că sunt gata dacă am pierdut-o. Nu am un damage foarte mare, am doar, am doar 12 medii pe FMS, ceea ce mi se pare mie o prostie mare. Am tot băgat schimba la el și am să mai bag imediat. Voi face Ninja Low 42, care va rămâne 42 pentru a face PvP-uri. Am început eu cu pânduț să îi strângem itemele cu PV și apărare. Deocamdată avem pe el 15, 15, 10, 30, 40 pumnal. Avem 40 pumnal, 15 mâini și 30 sabie. Astea au intrat, nu am ce face. O să mai cumpăr accesorii mici cu 5 bonusuri și am să bag în el schimbă. Pentru a putea pentru a putea bonusa și să sper că o să-mi pice și cu sabie, nu doar cu pumnal. Nu m-a supărat nici dacă îmi pică cu mâini, că duc lipsă. Alchimia acum am început să o fac ca să pot să o mut pe ninja, pentru că nu strică nici acolo o dexteritate în plus ceva. Cred că am una rară, dacă bine țin eu minte. Nu? Nu am rară? Nu, pe asta nu am nimic. Pe orul ăla de 42, dacă îl mai țineți bine minte, aveam câteva bucăți din ele și am zis, bă, hai să dau și eu acolo să văd ce se întâmplă. Și mi-a reușit, cred că din asta albastră, da. Din asta albastră sau din aia roșie, mi-a reușit una rară, dar rară, rară, cu unu putere, nu? Care îți dă unu putere? Cred că asta îți dă unu putere. Asta ce îți dă? Flexibilitate. Din albastră trebuie să-mi fac eu pe lumea.
Normal, și ăla roșu. Eu le zic pe culori, credeți-mă, că nu mă pricep prea mult cu alchimie, atâta știu cum se face. Nu știu care sunt bonusurile maxim. Poate o să mă ajut, o să mă uit în videoclipuri ca să mă ajut. Uite, trebuie să bag asta. Așa, am băgat colierul cu inții, parcă l-am avut pe ăla cu PV, ca să pot să vin aici. Păi, în videoclipul de astăzi vreau să povestesc despre mănușa aceasta care vi se oferă la cufărul Cenning și despre papucii cuvânt. Și mai era ceva ce ți se dădea. Ce ți se mai dădea? A, da. Și despre dropul la boș de ADT și schimbă verde. Cred că chestiile astea trei au adus extrem de mulți playeri pe server. Adică să privim partea frumoasă. Toată lumea ar vrea un caracter de nivel 15. Nu toată lumea, dar celor care le place să farmeze mapa 1. Gândiți-vă cum ar fi pe alte server să stai să farmezi, să farmezi mapa 1 fără mănușă. Îți pică, pot să zic, din 6 metine de nivel 15. Dacă ai noroc, faci 3 cărți sau 4 cărți. Deci nu ai drop la level 15, dar metine 100% carte. Dar dacă ții, uite, îți dă un cufăr. Uite, ăștia îți dau un cufăr. Îl deschizi, îți dă mănușa asta foarte bună, care poți să o și pui, să o și dai jos. Și arăt acum, nu că n-aș ști că doar nu. Vedeți, o pui și o iei jos. Chestia asta îți oferă un avantaj teribil, mai ales în farmatul itemelor de upgrade. La bătut la boss, la bera, la tigris și ce mai era mapa 1? Cred că scroafă. Dar nu doar mapa 1, mapa 2 și alte toate felurile de metine. De exemplu, eu la 52, dacă mă duc să bat un metin de 45, cu mănușa asta nu am 100% șansă că îmi pică carte. Dacă pun și mănușa care mi se oferă din cufăr, un pic de carte la orice metin, credeți-mă că am testat porcăria asta. Și e foarte, foarte folositoare mânușa asta. Și te ajută mai ales să te dezvolți când ești un caracter nou. Dacă începi pentru prima oară, că se întâmplă foarte multă lume că intră pentru prima oară pe server, în comentarii, bă, dar pică greu, mă. Asta e are mort. Unde am rămas? Dacă intri acum, să zicem că ești nou pe server și nu ai tu șansă de a procura iteme dacă faci negoțuri și altceva, de exemplu, cum fac alții că dau iteme pe alt server, pe iteme aici, sau și invers. Și tu nu ai așa ceva, tu încerci pentru prima oară serverul ăsta și da, le-ai aruncat pe toate pe altele. Chestia asta îți oferă foarte ușor șansa de a procura mulți bani. Te duci, nu știu, unde să te duci? Te duci, de exemplu, la Amazon, mapa 1, fain frumos, îți pui mănușa, te duci, bați acolo, strângi cremă de față, bandane, tot ce ai nevoie pentru iteme de upgrade, te informezi cam ce iteme sunt căutate, te informezi ce iteme de upgrade se cere pentru cele iteme. Tu fain frumos te duci și ți le farmezi și în felul ăsta cu mănușa asta ți-a început, cum să zic eu, ai început pe server foarte bine. Papucii sunt și ei extrem de folositori. Deci cred că e primul server în care papucii îi vezi site. Oh, uitați, i-a apărut și lordul. Deci, cum am zis, ăsta e primul server în care papucii îi vezi site și ți se oferă de către Metin, care e un avantaj foarte mult, pentru că nu stai să pierzi timpul să te plimbi, să zicem, 20 de minute să te duci până la albaștri, sau să stai, uite, vedeți și banii la Lord, foarte frumoși,
de 4K, eu zic că merită să nu mă arăt și am mâncat, trebuie să mă uit și la ea. Deci cum am zis, nu merită să stai să te duci ca fraierul 15 minute, să te duci dintr-o mapă alta în care să stai 20 de minute în cât cauți tu prin shop-uri și alte porcării și pe aia să te întorci înapoi. Și practic ai pierdut foarte mult din viață. Am o vorbe și la figura că din viață n-ai ce pierde, numai timpul care e la loc. Sau să te duci fain cu o grabă, cu cal armat și cu papuci ăștia de vânt și să-ți ia undeva la maxim 5 minute să te duci. Chestia asta să oferă un avantaj, să te descurci, să te deplasezi mai rapid. Și, nu, cum am spus, nu vezi așa ceva și pe alte servere. Cel puțin eu n-am văzut încă. Credeți-mă că am jucat la viața mea. Să ai papuci, să ai și să ți-ți ofere în cufărul ucenic. Chestia asta pot să zic că e foarte ok. Bă, dar ce mă omoară așa? Nația voastră, mă, dar chestiile astea nu mă duc pe șaman, că mă stau, mă. Așa. Clipul numai să-mi dau buff. Deci avantajul acestui server că mai e și acești papuci care ți se oferă și în număr de 20 de ore, deci nu ți se oferă acolo la mișto 5 ore, 10 ore, ai 20 de ore și cred că papucii ăștia îți mai pică din cufăr când faci level mai mare, dar deocamdată nu vreau să încerc. Încă o medalie de cal, hai că bine, am să stau eu și aici. După ce termin de filmat, am să stau aici că am licor de consumat. Iar ai... Bă, dar ce mă stresează, mă. Și al treilea lucru este dropul bonusurilor verzi la metine, nu la metine, pardon, la boș. Chestia asta e din nou un avantaj extrem pe acest server. Bine că am văzut că din ce în ce mai multe servere copiază chestia asta, însă WoM 2 Global a fost primul server cu așa ceva. Și pot să zic că și asta e un avantaj, că nu trebuie să donezi sau să... de votat, mai trebuie să votezi. Nu este, este un avantaj pentru că nu trebuie să scoți tu bani acolo ca să scoți bani din portofel ca să bagi acolo pentru niște schimbai urite, ca să poți bonusa arma sau armura. Te duci fain frumos, îți faci niște scroll-uri unde îți boșii, te duci, îi bați. De obicei, boșii îi găsești foarte liberi în jurul orei 12 noaptea, între 12 noaptea până dimineața. Tu ești tată șef acolo, pentru că nu mai e nimeni. Credeți-mă că în momentul meu ăsta e 1 dimineața când eu filmez și toate ceașurile sunt goale. În momentul ăsta la lor, bine că sunt mai goale și ele în timpul zilei, dar nu sunt așa goale cum e aici. Așa. Bun, atâta e despre nașpa la bonus servers pentru că au, le poți folosi la armele de maxim nivel 40 din câte știu eu. Până la nivelul 40 te lasă. Dacă e mai mare arma sau armura, nu mai poți. Însă și bonusurile astea sunt destul de căutate. Asta este încă un venit foarte mare. Să te duci să farmezi boss, să deschizi cofrele și să iei bonusurile verzi. Le vinzi, adaugă na, sunt ele mai ieftine pentru că îți doar pentru armură și armă, dar în schimb, schimbă, poți să faci un profit foarte frumos dacă strângi câteva sau poți să-ți chiar bonusezi tu arma, armura și dacă îți pică ceva nu ca mie, ți-ai făcut niște bani, ți-ai scos toate felurile și asta e o șansă ca să te dezvolți și nu mai știu o altă șansă ca să te dezvolți pe server. Iteme de upgrade am spus. Am spus faza cu medaliile de cal. Am spus cu bonusurile verzi. și încă o fază ar fi farmatul la metine. Farmatul la metine, na, nu poți să zici că trebuie să ai și noroc ca să-ți pice aure sau tăișuri sau alte porcării scumpe.
Dar dacă nu-ți pică chestiile astea, poți să ți le ții. Deci, eu te sfătuiesc să ții cărțile. Pentru că o să fie event cu Book Day. Ai ceva event cu Piratana, ca nu știu, nu pasă. Eventele cu Book Day sunt cele mai salvatoare pe World of Metin, pentru că îți pică tome, care sunt și ele mai scumpe decât cărțile normale. Deoarece cărțile acelea îți oferă, cred că, 10% șansă mai mare de reușită și poți să le citești odată cu cărțile normale, deci ar veni două cărți citite odată. Și dacă îți faci bine timpul, îți procuri cărțile, poți citi 6 cărți în total pe zi, mă refer împreună și alea normale și alea tome, și mă doare gâtul. Și o altă chestie interesantă, care și cu asta poți să faci bani, acum mi-am adus aminte de ea, îți iei fain frumos cuferele argintii, cele de aur, îți păstrezi cheile și te pui tu fain frumos când ai strâns mai multe să deschizi cuferele și dacă îți pică secrete, în special secrete din astea care sunt magii căutate, tai, aura, frate, te-ai scos la bani foarte ușor dintr-o singură carte, pentru că acea secret cred că oferă 2 puncte în loc de una dacă îți reușește sau ceva de genul ăsta. Am citit și eu o grămadă pe Ninja, deci dacă nu erau secretele alea, încă nu aveam M10 și sper să reușesc să fac G-ul cât mai curând, ca urmând acolo poate vine un ceva event PvP, o să particip, dar încă nu o să câștig nimic, cum pare eu. Mai am de lucru, v-am spus, trebuie să mă pun să fac și cu alchimia. Și cam atâta. Dacă mai e ceva ce n-am spus, cum poți să faci bani în mod corect, specific, bani în mod corect. Nu cred că mai este altceva. Înainte să închei videoclipul, aș vrea să vă rog să-mi spuneți ce pușca mea fac cu asta. Ce fac cu asta? Mi-a picat în deșert la 1,50 m, dar habar n-am ce fac cu ea. Dacă știți voi, v-aș ruga frumos să-mi răspundeți în comentarii. Până pe data viitoare, eu am fost Bidi și nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și dacă vreți și v-a plăcut, mai share-uiți și la ceilalți prieteni voștri. Toate cele bune, la